Tinerii care au crescut cu acces la internet și la tehnologie digitală portabilă de la o vârstă fragedă nu se simt vizați de candidații la președinția României. Cel puțin asta susține Alexandra, masterandă. Eu doresc să văd un singur candidat la prezidențiale care a stat măcar o dată pe minimul pe economie, pentru că nu pare. Este foarte greu să vorbești cu un public din care nu aparții. Este foarte greu să nu moștenești ceva și să mai fii și trebuiască să plătești chirie. Da, ei încearcă să comunice pe social media, dar pare că comunică cu oricare alt public în afară de tineri. O altă abordare care lipsește din discursul candidaților este despre oportunitățile oferite celor care termină o școală. Aș vrea să dispară aceste discrepanțe și diferențe între educația din mediul rural și cel urban, să încercăm cumva să le aducem pe amândouă la același nivel și să încercăm să modernizăm școlile, să aducem tehnologia în școli, să poată avea acces toți elevii la ea. Un alt aspect ar fi locurile de muncă și oportunitățile pentru tineri, pentru că eu sunt la facultate momentan și în câțiva ani termin studiile și mi-ar plăcea să găsesc un loc de muncă la mine în țară, să nu fiu nevoită să plec. Mesajele politicienilor către tineri ar trebui diferențiate și clare, este de părere Florentina. Pare că există două categorii de tineri. Cei preponderenți din mediul rural care au acces la spațiu digital mai limitat și de asemenea mai limitat și la oportunități versus tinerii din orașele mai mari, că puțin la alegerile europarlamentare foarte puțin politicieni au vorbit despre tineri. Sau se spun, sunt foarte multe generalizări, adică cel puțin vedem acum în campaniile politice actuale ale președinților o Românie puternică, vrem case și așa mai departe, dar nu vorbesc pe limba tineretului și exact ce-i doare. În ultimii 4 ani, procentul celor care și-au exprimat votul a crescut. Aproape 1 din 2 tineri români a votat anul acesta. O arată cifrele care spun că și la alegerile europarlamentare din iunie au fost mai mulți tineri decât la cele locale.